Peste 610.000 de case de marcat cu jurnal electronic sunt înregistrate la ANAF, dar niciuna nu este conectată în acest moment la serverele instituției. Agenția Națională de Administrare Fiscală începe conectarea caselor de marcat cu jurnal electronic la serverele sale. Casele de marcat ale marilor contribuabili au început conectarea la serverele ANAF din 1 iulie 2020, pe o perioadă de 3 luni, urmând ca Agenții Economici Mici și Mijlocii să finalizeze acest proces până la sfârșitul lunii ianuarie 2021. Comercianții sunt obligați din Ara lui 2018 să folosească numai acest tip de casă de marcat în baza unei hotărâri de guvern, iar distribuitorii autorizați au livrat circa 610.000 case de marcat dintr-un necesar estimat de cel puțin 800.000. În acest moment, 530.000 de operatori economici au în funcțiune o casă de marcat cu jurnal electronic potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finanțe. Din cei aproximativ 500.000 de operatori economici, 20.000 folosesc mai multe case de marcat. Guvernul a aprobat în septembrie 2018 o inițiativă de a introduce sub incidența legii prevenirii, nerespectarea termenului de dotare cu case de marcat de către comercianți potrivit legii prevenirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, instituția publică cu atribuții de control are obligația să rea controlul, iar în situația în care se constată neîndeplinirea obligațiilor legale în termenul acordat, se aplică sancțiunile prevăzute de lege. Având în vedere obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la Sistemul Informatic Național de Supraveghere și Monitorizare a Datelor Fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se realizează pe categorii de contribuabil cu respectarea următoarelor termene. Contribuabil mari până la data de 30 septembrie 2020, contribuabilii mici și mijlocii până la data de 31 ianuarie 2021, contribuabilii care achiziționează aparate de marcate electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021 la data instalării, prin excepție operatorii economici care utilizează aparate de marcate electronice fiscale instalate în zonele nedeservite nedeservite de rețele de comunicații electronice offline au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa 2 la ordin cu respectarea următoarelor termene: contribuabili mari până la data de 30 septembrie 2020, contribuabili mici și mijlocii până la data de 31 ianuarie 2021, contribuabili care achiziționează aparate de marcate electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021 în termen de două zile lucrătoare de la data instalării acești operatori economici offline vor comunica lunar datele fiscale înregistrate de aparatele de marcate electronice prin intermediul declarației A4200